Direcția de asistență socială DEVA a început primirea cererilor pentru ajutorul de încălzire, care se acordă pentru perioada noiembrie 2021-martie 2022. Până astăzi, aproape 350 de familii sau persoane singure din DEVA au depus cereri pentru primirea acestui ajutor. Până astăzi au fost depuse și înregistrate la instituția noastră număr de 338 de cereri, dintre care un număr de 19 cereri sunt din partea beneficiarilor de ajutor social și alocații de susținere a familiei. Actele necesare pentru obținerea ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie, valoarea acestora și lista bonurilor care conduc la excluderea acordării ajutoarelor pot fi consultate pe www.primariadeva.ro, secțiunea Direcția de Asistență Socială, probleme tipizate, lămuriri, sau se pot ridica de la sediul instituției. Persoanele care întâmpină dificultăți la completarea cererilor de acordare a ajutorului de încălzire pot solicita consiliere și sprijin direct Direcției de Asistență Socială DEVA la numerele de telefon 0723 230 106 sau 0755 878 814 sau 0799 992 311 sau la sediul instituției situat pe strada Ile Caragiale numărul 4 de luni până joi între orele 8 și 16 și 30 de minute sau vineri între orele 8 și 14. Cererile trebuie depuse personal ori trimise prin poștă sau la adresa de e-mail dasdeva@primariadeva.ro până în data de 20 noiembrie. Cererile care se vor depune sau vor fi trimise ulterior acestei date vor fi onorate în luna următoare. Pentru a putea beneficia pe întreaga durata sezonului rece, adică începând cu luna noiembrie, cererile pot fi depuse până în data de 20 a acestei luni. Toate cererile care se vor depune după data de 20 a lunii noiembrie vor fi stabilite începând cu luna următoare, respectiv cu luna decembrie. Acum, dacă este să reluăm condițiile de eligibilitate, majoritatea solicitanților, să zic așa, le cunosc din sezoanele trecute. Este vorba despre limitele de venituri, bineînțeles despre calitatea de proprietar asupra locuinței și să fie atenți la lista bunurilor care conduc la excluderea de la acordarea ajutorului. Toate aceste acte necesare, toate condițiile sunt publicate pe site-ul Primăriei Municipiului DEVA cu trimitere la Direcția de Asistență Socială, la secțiunea tipizate. Colegii noștri, reprezentanții Direcției de Asistență Socială, stau la dispoziția tuturor solicitanților cu toate clarificările, cu toate îndrumările de care au nevoie, așa încât să procedeze la completarea corectă și corespunzătoare a cererii. Reprezentanții Direcției de Asistență Socială DEVA estimează că în această iarnă vor primi circa 500 de cereri de acordare a ajutorului pentru încălzire. Având în vedere că anul acesta am distribuit peste 1.100 de cereri, m-am putea aprecia că se vor întoarce într-un număr destul de mare, poate că nu se vor întoarce în totalitate, dar având în vedere că după prima săptămână de depunere am ajuns la 338, eu zic că numărul lor va fi unul destul de ridicat. Probabil aș îndrăzni să estimez că depășim 500 de cereri. Mai trebuie precizat că persoanele care se prezintă personal cu cererile pentru obținerea ajutorului de încălzire au obligația să respecte toate măsurile prevăzute de legislația în vigoare pentru prevenirea răspândirii COVID-19, precum și recomandările reprezentanților Direcției de Asistență Socială DEVA.